Raluca Voicu Arnăuțoiu este conferențiar la Universitatea Națională de Muzică din București. Ea a interpretat La Vioară alături de pianista Manuela Giosa în fața publicului de la Suceava. Manuela Giosa a studiat pianul la Liceul de Muzică George Enescu din București. În cadrul concertului Muzica a Comunităților a urcat pe scenă și cuplul Corina Răducanu, Eugen Dumitrescu, la pian la patru mâini. Pianiștii Corina Răducanu și Eugen Dumitrescu cântă împreună din anul 2005 și desfășoară o bogată activitate concertistică care cuprinde peste 250 de recitaluri pe scene din întreaga țară, dar și din străinătate, în Belgia, Germania, Republica Moldova și Ucraina.